Aventuri la malul apei prezintă episod despre pescuit. Mă place, apasă like și abonați-vă. Am venit la un pescuit de copcă. Ca să nu crezi alu Pigus PSD că n-am ținut cont de comentariul tău, poftim. Ce vreau să vă arăt în această imagine este următorul lucru. De ce vă uitați la video pe sărite și mai apoi să lași un comentariu care nu are legătură cu subiectul sau cu ce îți indică creatorul sau naratorul în videourile lui? Sincer, acum fanule al lui Pigus PSD, de câte ori ai văzut un video de al meu de la cap la coadă? Eu când creez un video, ori vreau să-ți arăt ceva, ori vreau să-ți demonstrez ceva, ori să te învăț ceva. În momentul în care tu, ca și abonat sau telespectator, te uiți pe sărite, ai pierdut deja și evenimentelor. Ia să-mi spui și mie de câte ori ai citit o carte pe sărite sau ai văzut un film bun și apoi să poți lăsa o impresie despre aceasta, ca și în cazul nostru, în comentarii. Noi nu suntem regizori și nici actori, haterii trebuie să înțeleagă că suntem oameni ca și ei și nu avem experiență, dar putem evolua. Care este diferența dintre noi doi? Eu am ambiție, creativitate și vreau să evoluez. Creativitatea apare atunci când suntem copii, este cel mai frumos lucru de care ne este așa dur atunci când suntem la maturitate. Rog de acum încolo acești hateri să înțeleagă. Creatorii depun eforturi pentru a învăța să învețe, să le amintească ce sunt, ce au fost sau să le exploreze diferite părți bune sau negative pe care le avem fiecare dintre noi. Vă pupă, Coco! Da, și după cum spuneam, se pare că nu e nevoie să sparg gheața. Tocmai asta vreau să explic. Pescuitul la copcă e foarte periculos. Da, am găsit o zonă unde aproape că nu e gheață deloc. Da, o să încerc și un pescuit la spinning, pe gume, și un pescuit la larvă, la plută, mai multe chestii. Da, revenim mai târziu.
Dar nu ți-e trasă, mă, ceva? Trasă? Da, mă. Nimic. Nu. La nimic, nici la spinning, nici la... Văzui, văzui roatele. Strângem. Hai. Pigus, ce fac eu ca să îți fac un video, îmi bagă pe unde nu trebuie. Hai, bă, nu merge, bă. Nu, vrea, bă, Dănuț. Ha? Să Dumnezeu de frig. Da. Trebuie să des, am văzut și eu acolo, Dănuț. Unde? În Austria? Aha. Să vin Haban. Păi de ce n-ai luat? Păi trebuie să faci comandă să ai bani în cont. Am înțeles. Dacă n-ai bani în cont, n-ai... Păi cui comandă la ceva? A ajuns. Foarte bine. Da. N-au de ne-a dus cu mașina, nu. Gata, un, știu, știu, pe drum pe aici. Păi, cât am luat atunci? Știu, mă, câte doi. Era a nebunie. Dat ce și noi căutăm după porumbei. Au te au tăiat copacul ăsta, bă, ce nenorocit. Da, fii atent, și ăla filtru. Nu știu, bă, dar sunt nenorocit. Făcea și el umbră vala aceea. Au tăiat copacul, mă, mâncați. Bă, ce oameni, bă. Făcea umbră aici, mai ții minte? Gorunu. Uite-o pe gelul vine pe tine, băi. Asta? De pâine. Stau cu pâinea, o arunc acasă, o arunc. Mănâncă, sărac. Pe-s patru, Dănuțe, patru. Păi dă-le toți. Pe unde restul spicolul, eu uite-i pe mal, caută mâncare prin gunoaie. Haide, cuțiu, cuțiu, cuțiu. Trai la alt albastru. Da, vă zmiorcă el. Ia și fă-te mare, mă, ca așa, ca așa. Ia și pas. Cuțu, cuțu! Aute, vă! Aute, vă! E foame, mă! Aute, vă, e rog! Nu știe la care să sară întâi. Nu știe pe care să o mănânce întâi. Facem cu de aia, fac. Aute, cum curge pana, uite, atent. Da, mă, e prea mare, e debitul prea mare. Asta e umflat. Ia atent. Ha, mănâncă el. Aduce-l înapoi, stai cu minte. Frumos.